bucur foarte mult să fiu aici, alături de voi, în liceul care m-a modelat în cei mai vulnerabili și grei, dar și frumoși ani ai vieții mele, cum sunt sigură că sunt și pentru voi. Și mă bucur cu atât mai mult cu cât pot să împart scena cu unul dintre profesorii mei preferați din timpul liceului, cu domnul Săndoiu. Iar pentru că tema este Breaking Boundaries, o să încep cu o povestire legată de domnul Săndoiu, dintre a noua, când îmi era profesor de logică. Intrasem, deci, la cea mai bună clasă din cel mai bun liceu din țară, Mate Info, bilingvă engleză, litera E, o știm cu toții. Și așteptările erau foarte mari, însă adolescența a venit cu multe provocări și multe oportunități. Iar din momentul în care mi-am găsit oamenii în liceu, în care mi-am făcut gașca, care și astăzi, 20 de ani mai târziu, îmi e familie, am început să găsim un fel de spații educaționale alternative. Unul era Gangul Liceului, unde petreceam foarte mult timp, altul era Mecul din Romană, apoi Biblioteca din Cișmigiu, apoi Green Hours și multe alte terase boeme din centru. La ore, cei drept, nu prea ajungeam. Iar când nu aveam bani de ieșit, pentru că se întâmpla și asta, eram adolescenți, căutam cumva niște spații prin liceu în care să stăm. În acea perioadă, scările de la pod, care pe atunci era un simplu depozit, părea o idee foarte bună. Așa că, într-o zi, stăteam cu prietenele mele pe scările de la pod, nu mai știu de la ce oră chiuleam, și nenorocul a făcut că domnul Săndoiu avea obiceiul să patruleze pe holuri, după ce se suna, să strângă chiulangii și să-i ducă cu fărașul înapoi la ore. Și ne-a găsit domnul Săndoiu. Ne-a găsit, așa că ne-am ridicat, rușinate și frustrate, și ne-am încolonat după el și ne ducea înapoi la clasă, însă pentru că era cu spatele, ne-am gândit noi că ar fi o idee super bună să fugim în direcția opusă și să ne ascundem în baie la alt etaj, de parcă nu ne-ar fi găsit nimeni. Dar asta am făcut, asta a fost strategia de criză, am intrat în baia fetelor și ne-am închis, de fapt nu ne-am închis, ne-am băgat fiecare într-o cabină de WC-ul. Am lăsat ușa un pic întredeschisă, ca să nu pară că e cineva înăuntru și ca să nu ni se vadă adidașii, ne-am cățărat cu mâinile și picioarele sprijinite de pereți și am sperat, ținându-ne respirația, că nu o să ne găsească nimeni. Domnul Săndoiu, evident, a venit și în acea baie, pentru că era clar. Am mișcat și un pic ușa de la cabina în care mă aflam eu, stăteam așa, și nu știu cum, pur și simplu nu a deschis-o mai mult, dar închipuiți-vă în momentul ăla 3 adolescente de 15 ani, stând ca niște Spider-Man, pentru că așa am numit strategia, Spider-Man, după aia, stând cățărate pe pereți, ținându-și respirația, cu proful în baie, încercând să scape de a fi duse la oră, pentru că atât de disperată eram. Dar ne-a ieșit, cumva ne-a ieșit în acea zi, nu am fost duse la oră și ne-a ieșit în multe alte zile. Cumva am evitat destul de mult să mergem la ore și motivele erau multiple, adică am avut aventuri foarte mișto în liceu, foarte interesante, majoritatea au devenit și subiect de eseu, pentru că anul trecut am publicat în DOR un eseu numit Aici stopăm artistic, care e despre experiența de la SAVA și despre aventurile astea. Însă, dincolo de amuzament, erau probleme un pic mai profunde. Adică, una la mână, nu chiuleam neapărat de prea mult bine, ci chiuleam pentru că ne era frică de profesori, aveam probleme acasă și căutam o modalitate să scăpăm. Și mai era și această presiune care, cred că e inerent odată ce ajungi într-un liceu ca SAVA, și pe care adulții din jurul nostru ne-au încurajat-o destul de mult. Și anume că o să eșuăm. Că de ce am ajuns în cel mai bun liceu din țară dacă nu ne ținem de treabă? De ce am ajuns aici și dăm cu piciorul la o șansă pe care o visează atâția? Și de ce nu facem pur și simplu ce trebuie? De ce nu urmăm parcursul? Însă, cum necum, ne-a ieșit. După 4 ani de liceu, am dat bacul, am luat note mari, am intrat la facultăți bune, toate, Și pe atunci am pus toată chestia asta pe seama norocului chior. Sau a vreo unei alinieri de planete, pentru că nu avea sens exact ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat. Dar am ajuns apoi la jurnalism. Era facultatea pe care mi-o dorisem cu ardoare. Și destul de rapid după ce am intrat, mi-am dat seama că nu era exact ceea ce visasem. Materiile erau pur teoretice, curicula era învechită, profesorii, unii dintre ei nu mai practicaseră jurnalismul din anii 80 și țineau să ne amintească ori de câte ori avea ocazia că noi nu trebuie să ne angajăm din primul an, nu trebuie să lucrăm. Noi trebuie să fim studenți, să stăm în bancă și să învățăm, pentru că nu suntem pregătiți. Nu avem fundamentele teoretice necesare, nu o să ne descurcăm și pur și simplu nu o să facem față într-un mediu de lucru. Acum nu știu dacă v-ați prins de alegerile mele în viață sau nu, dar eu m-am angajat din anul întâi. Am decis să merg împotriva acestui sfat. M-am angajat din primul semestru, chiar înainte de prima licență, la Mediafax, care este o agenție de știri, pe atunci era cea mai importantă din țară. Și, într-adevăr, mi-am dat seama, odată ajunsă la job, că nu eram pregătită. Facultatea nu-mi livrase uneltele necesare ca să fac față, însă mi le-a livrat jobul. A fost pentru mine un job cu multe satisfacții, am învățat tot ce aveam nevoie să învăț și am încercat să mă țin și de facultate în paralel. Am ajuns cu chiu cu vai până în anul 3, cu foarte multe restanțe, dar era făcubil, adică dacă făceam un heirup în anul 3, îmi luam licența, încheiam facultatea, îmi luam acel act, acea diplomă, foarte necesară ca instrument de papetărie, mă gândeam eu, și pur și simplu terminam cu toată agonia. Drept pentru care am renunțat la facultate în anul 3, semestru 2, ceea ce nu era neapărat, din nou, un parcurs pe care îl alegea foarte multă lume în punctul ăla, era foarte aproape de linia de final. Dar am renunțat, pentru că m-am gândit că jobul mă învață mult mai multe decât mă învăța facultatea și că acolo pot să cresc și să evoluez mai mult. Am făcut foarte des astfel de viraje destul de bruște în viață. Odată ce am rămas la Mediafax, era un job stabil, aveam oportunități de creștere și era clar că nu o să mă dea nimeni afară prea curând. Așa că am decis să plec la 23 de ani, după 4 ani de muncă acolo, și m-am dus în Marea Britanie, pentru că atunci când credeam că efectiv studiile nu sunt de mine, școala n-a fost de mine, asta e, mi-am dat seama că de fapt îmi place mediul academic și odată ajuns în Marea Britanie m-am reîndrăgostit de el. Pur și simplu nu fusesem înainte în mediul potrivit. Iar odată ajunsă în Anglia și stabilizată acolo, am rămas și la master, am început un master de non-ficțiune creativă și când m-am simțit cât de cât stabilă, am decis să plec în Chișinău, celălalt capăt al Europei, unde am locuit 9 luni, pentru că am vrut să-mi fac dizertația la master despre acea țară și să mă imersez acolo și să învăț cât de multe pot să învăț pe teren. Și odată ajunsă în Chișinău, din nou am făcut un viraj, m-am angajat ca să mă întrețin la un ONG de media. Am lucrat acolo câteva luni, iar când mi s-a oferit o prelungire de contract, am plecat din nou. M-am întors în București pe la 26 de ani, după ani de zile de plecări și de schimbări, dezorientată, confuză, deprimată pentru că tocmai murise mama, descurajată de cât de grea fusese experiența în Chișinău și m-am gândit că o să iau o pauză de la jurnalism. Pentru că devenise prea greu, prea acaparant și aveam nevoie în punctul ăla de un job stabil, predictibil, de un job care să-mi plătească facturile, ceea ce uneori jurnalismul nu e. Așa că m-am angajat în comunicare. Însă, ca de obicei, odată ajuns în comunicare, l-am întâlnit pe editorul meu, viitorul meu editor de la Decât o Revistă, Cristian Lupșa, și cumva DOR m-a atras încet, încet spre el. Mi-am dat seama că jurnalismul narrativ e ceva ce vreau să fac, mi-am dat seama că poveștile nu trebuie să fie doar știri scurte sau investigații incisive, că pot să fie povești personale și pot să fie, să includă și tehnici literare, ceea ce m-a bucurat foarte tare. Și am început să lucrez cu DOR de prin 2015, unde mi s-a părut că am ajuns nu doar în jobul ideal, ci și în mediul ideal. Pentru că colegii mei, editorii mei, colaboratorii revistei erau oameni cu care nu doar voiam să fac proiecte, deși voiam foarte tare și asta, ci îmi doream să îmi fie și prieteni, îmi doream să petrec timp cu ei, să bem bere, să stăm la cafele. Și mi s-a părut că mă potrivesc acolo ca o bucățică de puzzle. Însă viața nu prea îți oferă permanență și asta e un clișeu pe care cu siguranță l-ați auzit, o să-l tot auziți și o să vedeți că se și adeverește. La un moment dat nu mi s-a mai potrivit nici DOR și în 2019 am plecat din poziția de full-time. M-am întors în comunicare ca să-mi plătesc facturile și am rămas colaborator al revistei până în 2022, când s-a închis de tot, la final de 2022. Odată ajunsă înapoi în comunicare, m-am gândit că este un deal destul de bun, adică eu începusem să mă axez pe eseuri personale, nu mai voiam să scriu neapărat reportaje sau portrete, pentru că am realizat că oamenii empatizează mai ușor cu povești de genul ăsta, cu povești personale, și mă gândeam că pot să am o stabilitate, am 30 de ani, pot să am un job de la 9 la 5 care să-mi permită în timpul liber să și scriu și să public într-un ritm mai lent, un eseu, 2 pe an, și asta este absolut ideal. După cum probabil vă așteptați, nu a ținut nici asta foarte mult și mi-am dat demisia anul trecut din jobul de comunicare. Am decis să-mi iau un sabatic de 2 luni ca să mă gândesc la următoarea etapă a vieții mele. Și zic sabatic un pic între ghilimele, pentru că un sabatic de obicei e mult mai lung, dar nu-mi permiteam decât 2 luni. Și a fost oribil. A fost oribil pentru că mă gândeam că am procedat nechipzuit, pentru că după pandemie economia era în picaj, oamenii își pierdeau joburile, iar eu renunțam, dădeam cu piciorul la o chestie stabilă și bine plătită ca să mă gândesc la cai vers pe pereți, în accepțiunea mea. Așa că m-am chinuit destul de mult cu decizia luată, însă până la urmă s-a dovedit a fi decizia bună, pentru că acea perioadă a dus, cum zicea și Alia mai devreme, la faptul că am putut să-mi îndeplinesc un vis anul ăsta, având mai mult timp pentru scris. Și aseară, la modul Cărturești, mi-am lansat primul volum de eseuri personale, care se numește Fără instrucțiuni de folosire și la care am lucrat, cred că, 8 ani. O parte din ele sunt eseuri deja publicate în DOR, unul este scris special pentru carte, tocmai despre munca și perfecționismul, relația cu munca și cu perfecționismul, care au fost cumva o constantă în viața mea. Și a apărut la editura Nemira. Și ca să închei, o să închei tot cu o povestioară legată de SAVA și cu altcineva, alt profesor de-ai mei, domnul Costache, de română, cu care nu am avut o relație deosebit de apropiată de-a lungul anilor, însă la ultima oră de română din clasa a 12-a ne-a spus ceva ce a rămas cu mine și cu mulți dintre colegii de-ai mei, sunt sigură. Eram cu toții, ne pregăteam de bac, aveam deja vreo 3-4 facultăți la care aplicam fiecare, unii dintre noi deja deciseseră că o să plece din țară, deci cărarea în față era foarte clară și planurile erau făcute deja. Iar el s-a uitat la noi cu ochii foarte mari așa, pe sub sprâncenele dese, și ne-a spus, ca și când ne spunea ceva ce un prof din SAVA n-ar fi trebuit să ne spună, ca și când făcea ceva greșit, ne-a spus, e absolut în regulă să vă răzgândiți. Și noi am stat așa, am tăcut și l-am privit în stupoare, pentru că, una la mână, da, nu prea ne spusese nimeni chestia asta până atunci, în niciun caz la școală, și a doua la mână nu înțelegeam ce vrea să spună. Și a continuat, ne-a explicat și ne-a zis, oamenii din viața voastră o să vă spună în mod constant că drumul pe care îl alegeți acum, la final de liceu, e cel pe care trebuie să-l păstrați, că este o calitate foarte mare să fii consecvent, să te ții de cuvânt și să nu-ți schimbi personalitatea sau mentalitatea. Trebuie să rămâi la fel. Și asta nu este adevărat. Pur și simplu nu e adevărat, ne-a spus. Și într-adevăr am învățat că oamenii se schimbă, oamenii evoluează, uneori alegem greșit sau pur și simplu ne înșelăm, alteori apar informații noi și ne schimbă traiectoria, nimic nu rămâne constant, iar a te răzgândi nu este un semn de eșec, așa cum ne era teamă, nu știu, la 15 ani când am intrat la liceu, ci este un semn de evoluție. Și cu asta vreau să vă las și eu acum, că este foarte ok să planificați, să munciți foarte mult pentru scopurile voastre, să visați, dar apoi răzgândiți-vă și încercați și altceva. Mulțumesc!